Mai mulți colindători au poposit la sediul ISU Gorj. După ce au cântat colinde, copiii au primit și cadouri din partea moșului, care a venit anul acesta într-un mod inedit. Din cauza lipsei de zăpadă, sania moșului nu a putut ajunge, așa că cei de la ISU Gorj i-au sărit în ajutor moșului și acesta a fost adus de o auto specială pentru a împărți cadouri celor mici. Acest moment unic va rămâne mereu în memoria și inimile copiilor, iar cei de la ISU Gorj au spus că îl vor aduce pe Moș Crăciun în fiecare an dacă acesta va avea nevoie de ajutor pentru a împărți cadouri.